Bună ziua, dragii mei! Un nou episod din Judecata Miniștilor se încheie astăzi, mai târziu ca de obicei, am avut ceva treabă. Revenind însă, ați văzut votul dumneavoastră pentru ministrul apărării, domnul general Nicolae Ciucă, a fost așa și așa, să-i spun eu, aproape mediocru, 2,95, deci sub 3, calificativ ce ar fi corespuns activității mediocru. Deci este, ca să-i spun așa, în viziunea dumneavoastră, un ministru de pluton, un ministru mediocru. E bine, revenind la nota pe care eu o acord domnului ministru Ciucă, dragii mei, este aproape identică cu ceea ce dumneavoastră ați votat, aproape 2000 de persoane, pe pagina mea de Facebook. Eu îi acord ministrului Ciucă nota 3, da? 3, adică mediocru. Și am să-i explic foarte pe scurt. Inițial mă pregătisem să-i acord domnului general Ciucă nota 4. Bine, de ce? Pentru că am avut de-a lungul timpului miniștri tragedie la apărare, miniștri slabi, să ne amintim de Gabriel Oprea, generalul Izmană, cum îl alintă presa, a fost ministru apărării, în caz că nu vă mai amintiți. La fel era un alt domn pe vremea PSD-ului, îmi și scapă numele, Leș. Domnul Leș era tot ministru apărării. Și atunci am zis, domnule, dacă personaje de genul ăsta au fost ministru apărare, cred că putem să-i dăm o notă mai bună. Și pregătisem nota 4. Însă ce să vezi, exact când să acord nota 4, domnul ministru Ciucă s-a decis să intre la PNL și să candideze. Este candidat pe undeva prin țară. Și atunci am zis, domnule, ce l-o fi zgândărit pe ministrul apărării, acest tehnocrat, acest general cu multă experiență în teatrele de război, să intre în PNL pe ultima 100 de metri și să candideze? Probabil că e vorba de mirajul politicii, funcții, bani, habar n-am. Poate că dânsul se așteaptă ca după 6 decembrie să nu mai rămână ministrul apărării, se tot vorbește de o remaniere și de o plecare inclusiv a premierului Orban, asta e alt aspect. Motiv pentru care eu v-am spus, cred că domnul general Ciuc a vrut să se salveze. A luat acest colac de salvare, dar armata și politica nu prea merg mână în mână din punctul meu de vedere, motiv pentru care, domnul general, primiți nota 3, mediocru, așa cum, iată, majoritatea celor de pe pagina de Facebook Dan Bucur au și votat, 2,95, da? Voi reveni mâine dimineață cu tragerea la sorți a următorului ministru. Și nu uitați, găsiți pe această postare inclusiv link-ul către modul în care s-a votat pe Facebook, îi găsiți pe toți cei aproape 2000 de oameni, cum au votat, câți în stânga, câți în dreapta, ca să nu mai existe vorbe. Dragii mei, aceasta a fost judecata ministrului Ciucă de la apărare. Așteptăm cu toții, și eu, dar și dumneavoastră, cu interes să vedem pe cine vom extrage pentru săptămâna următoare la judecata miniștrilor.